Este însărcinată în aproape 6 luni, iar astăzi a venit la noi cu toată familia. Roxana Vancea, Dragoș și Milan, bine ați venit! Bine v-am găsit! Salut, Milan! Salut, papa! Salut! Bună! Dragoș, ne bucurăm să fii astăzi aici alături de noi pentru prima oară în studioul nostru. Da. Cum te simți? Emoționat. Înțeleg că ți-ai fi dorit foarte tare să participi la concursul de bancuri de mai devreme. De ce mai? Că știi foarte multe bancuri. Da, reținut un aspect important. Nu reușești să reții nici măcar un banc. Roxana vrea cuvântul tău. Da. Roxana este purtătorul de cuvânt. Da. Să o întrebăm pe mămică atunci cum se simte. Eu mă simt foarte bine. Da. Avansez în sarcini. Nu se vede. Nu se vede, dar se simte. Se simte foarte mult. Am un bebeluș foarte activ. Îl simt toată ziua. Îl simte și Dragoș, că citisem la un moment dat Milan. Și Milan. Citisem la un moment dat un articol din ăsta în care spunea că bărbații sau, mă rog, soții și le pune mâna, poate să nu simtă până pe la vreo 28 de săptămâni bebelușul. Și la mine am avut noroc că pe la 20 s-a simțit. L-a simțit și el, adică eu l-am simțit mai devreme, dar la 20 de săptămâni l-am simțit și Dragoș. Cu sufletul. Ai o sarcină ușoară, nu? Am o sarcină ușoară, da, n-am avut nicio problemă. Mi-a dat voie să fac și un pic de sport, doctora, că nu aveam voie și acum mi-a zis că am voie să fac și exerciții cardio. Da. Și în rest... Am înțeles. Milan, vrea să ne zică ceva. Ia zi, mama. Ce ai văzut tu acolo? Ia spune-ne. În Belen. Am văzut acolo. Ai văzut când ai fost tu? A fost el la cățăra din ăsta prin copaci și s-a văzut acolo cum se cățăra. Ai văzut niște fotografii cu tine. Cu tine în copaci, mami, da. Da, Milan, spune-ne, cum te înțelegi tu cu Roxan? Papa, pe tine te întreabă. Zi, mami, cum ne înțelegem noi? Bine. Bine? 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 Da? Vă jucați împreună? Ce activități faceți împreună? Cine ți-a făcut codițele astea din păr? Ia, am fost la o fată să ni le fac. Am fost la o fată. Alo, o fată? Bravo. Și cât stai cu codițele astea așa? Păi așa, magiziană, să le fac așa. Și după să merg la emisiune. Stai pregătit pentru emisiune, exact, bravo. Exact, ia că vine la emisiune, da. Asta este, acolo era. Acolo eram, da, acolo mergem. Îmi frică cum să scoată o penă. Acolo eram la bărși. Încă a fost, la un moment dat, a fost o fază, m-a întrebat, zice, da, de ce mergem la emisiuni? Și zic, mami, mergem la emisiuni să luăm bani, să mergem să-i spargem la orășelul copiilor. Și acum, pe drum, când a zis, zice, ce facem acum? Mergem să luăm bani să-i spargem la orășelul copiilor. Bun, mă gândeam că o să zic acum, da, vă că s-a ținut. A reținut imediat. Da, aveți o relație foarte strânsă. Da, avem o relație foarte strânsă. Vă vedem mult timp împreună. Da, petrecem foarte mult timp împreună. Milan stă la noi. În perioada asta am încercat să-l ducem mai puțin la grădiniță, să se bucure și el de vacanță. Și să facem cât mai multe activități, mai ales că ne permite și vremea. Că a fost perioada asta numai cu ploi, numai cu... Bine, am avut noroc că în perioada aia cu ploile am fost un pic plecați în Egipt. Dar acum încerc să ne bucurăm așa de vremea bună și eu încerc să mă bucur de cât mai sunt în formă și pot să mai fac activități cu el. Că mi-e teamă de perioada aia în care o să stau cu o burtică atât așa, să zic, mami, nu putem merge acolo sau nu putem face aia. Și mă gândesc cu groază la perioada aia și așa că profit de tot ce pot face acum cu el. Dar vestea, cum a primit-o? A primit-o foarte bine, pentru că noi vorbiserăm cu el înainte să fim siguri că el își mai dorește. Să primiți ok-ul. Da, să primim ok-ul și el, orice ar fi, să fie băiețel. Mami, s-ar putea să nu fie băiețel, acum nu știu, nu o să fie băiețel. Și am zis, băi, dacă ești tu vreun Nostradamus, zic, las-o așa, e băiețel. Și băiețel a fost. Da, eu l-aș întreba pe Dragoș, cum a primit el vestea că va fi din nou tată? Păi mă așteptam, îți dai seama. S-au pregătit intens. Cât mai repede cu atât mai bine. Cât mai repede cu atât mai bine, nu? Da, zis, mi-a făcut, era din afacea, băi, la mine e punct ochit, punct lovit. Eu auzeam o grămadă de prieteni de ale mele care aveau câte un an și jumate de când se chinuiau. Și zic, mă, lasă-mă pe mine cu astea. Și după aia când a venit cu testul de sarcină, a zis da. Punct ochit, punct lovit. Știam că... Am slăbit vreo 7 kg, dar e tot. Asta! Da. Dietă. Da. Păi apropo de asta, cum se descurcă Roxana în bucătărie? Îmi prepară mai mesele exact cum trebuie, ca corect, la carte. Ca la carte. Da, dar nici prea multă sare, nici prea puțină. Gustul trebuie să-i dau eu, nu? Gătește foarte bine. Cum crezi că se va descurca în rolul de mamă, mai ales că a exersat cu Milan? Este o mamă model, ceea ce privește pe Milan. Acum mă bănuiesc că o să vină și următorul terorist. Așa? Da. Deja și-a făcut antrenamentul cu Milan. Da, sunteți emoționați? Foarte mult nu mai.
Nu, chiar mă gândeam zilele trecute că vorbeam cu o tipă care spunea că ea nu a vrut să nască natural, că ea a fost frică de nașterea naturală și a ales cezariană și nu știu ce, și tot îmi spunea, zice, nu, că mi-a spus mie că te și taie un pic și zice, ce face, nu știu ce, și îmi dădea niște detalii din astea. Și nu, nu eram făcea, dar nu ești panicată deloc când îmi spun astea? Păi nu, chiar nu sunt speriată de naștere. Mă gândesc că dacă, nu știu, mamele noastre și toate femeile puteau să facă înainte treaba asta fără să se mai plângă că, mamă, ce s-a întâmplat, ce taie, ce te rupe, ce te nu știu ce, o să pot eu, nu cred că o să fie dar atât momente de dificile groaznic. În perioada asta au existat? Nu. Nu? Nu, nu, nu. Chiar n-am avut nicio problemă, n-am avut nici greșeli, am avut doar foarte puțin la început și a durat foarte puțin. Pofte? Nici pofte nu am. Nu? Nu, chiar bă, nu. De ce minți? Eu, ia, spune ia. Unde te-a trimis. Nu am pofte, mâncam dulciuri înainte, așa, foarte da, multe, și acum mănânc multe fructe. Dar nu că poftesc ceva să zic, mamă, dacă nu mănânc aia mor. Nu. Ia zi, dragă. Ce-am găsit acum două zile în sertar? Ce-am găsit? Păi am luat niște, nu, i-am luat niște biscuiți din aia, că nu au fost buni. Am luat niște biscuiți din aia digestiv, gen. Da. Pentru da. Digestie. El nu înțelege că femeile pe sarcini au probleme cu digestia. Trebuie să mănânce fibre, chestii. Ia zi, dacă e să iau o ciocolată, nu o prind în casă, 100%. Așa. O mănâncă direct de acolo, de la... Deci avem două versiuni. Casa de marcat. Chiar n-am mâncat. După i-am pus 2 kg în 5 luni și o săptămână. Pentru că așa e metabolismul tău. Dacă mâncam, nu se puneau mai mult? Nu. Păi adevărul e că tu, sincer, nu, ești foarte slabă și nu se vede aproape deloc că ești. Uite, ia, dacă mâncam, vrei să te vedeți, uite. Dacă mâncam, se vedea mai mult, se vedea, mă uita picioare, ce slăbănoagă sunt. Păi, dacă mâncam, nu, mami, ia zic, mami. Așa arată o femeie gravidă în 6 luni? Roxana, înțelegem că mănânci mult, da? Dar ești atentă la ce mănânci. Da, mănânc multe fructe în perioada asta. Haide, mami. Mănânc foarte multe fructe în perioada asta și înainte nu mâncam atât de multe fructe, dar mâncam dulce și acum am înlocuit dulcele ăla cu fructele, da? El, dacă e doar pe dietă din aia de concurs tot timpul, îi se pare că tot ce mănânc eu greșit... Tu nu mănânci dulce? Nu, deloc. Adică el nu mănâncă nimic prost, el mănâncă mai dietă. Dar ce mănânci tu? Cum arată meniul tău? Pește, cod, așa? Pește alb, da? Da? Cod, șalău, 150 de grame, 200 de grame de orez, da? Și brocoli, sparanghel. Și tu asta mănânci în fiecare zi? E același? Da. Și nu... Și când te plictisești? De același meniu? De când te plictisești, mai mănâncă dimineața niște cereale din alea, obosite și alea. Atât. Am înțeles. Dar bănuiesc că mergi la sală zilnic, nu? Zilnic, sau cum? Zilnic. Da. Cât durează un antrenament al tău? 3 ore? 3 ore la picioare și restul undeva la o oră și 45 minute. Wow. Dar tu când mergi, te întreb și eu acum așa, când mergi tu într-o vacanță, când mergi tu undeva așa, după un an greu, nu dai și tu iama într-o pizza, într-o bere, într-o ceva? În vacanță s-a antrenat în fiecare zi. În fiecare zi, la 7 eram în sală. El deschidea. Păi ce vacanță e? Păi exact, e perfect, e vacanța perfectă. Să mănânc și bine, să arăt și bine. Da, serios, în vacanță, de exemplu, mărești un pic, mănânci ceva mai mult sau mănânci da, și lucruri? Da, cresc caloriile, dar nu schimb. Nu schimb meniul, cumva, adică tot genul ăsta pește... Tot orez, tot pește, tot legume. Aha. Bun. Eventual o omletă din mai multe albușuri cu gălbenușuri amestecat. Dar tu seara, de exemplu, mănânci, ai chestia asta să nu mănânci după anumită oră nu, sau mănânc, ceva? Mănânc. N-ai 5-6 mese pe zi să mănânc. Da, păi... Nu că și eu mănânc, da, mă rog, nu în același scop. Dar să ne strigui altfel. Tu faci frigiderul în doliu. Exact, da. E foarte tare asta. Și cu fructe, de exemplu, mănânci fructe... Acum, pe timp de vară, dacă nu mă pregătesc pentru concurs, îmi permit să mai mănânc o felie de pepene. Și tu n-ai la dulce, la o ciocolată, la o prăjitură de aia. Nu ți-e poftă niciodată de așa ceva sau chiar nu tânjesc după înghețată, o ceva. Băi, mi se întâmplă când și când, în special în ultima săptămână din pregătire. Atunci mă lovesc toate poftele. Aș mânca și pâine, stresant, orice. Nu, atunci e o perioadă în care efectiv storci orice urmă de glicogen din mușchi și tânjești după orice, și o felie de pâine. Bun, și cum faci ca să nu te repezi în dulciuri? Strâng din dinți, beau apă multă. Așa. Și la revedere, după concurs iau 10 kg în 2 zile. E, na. Dar e și apă, e foarte mult apă. Se deshidratează vreo 6 kg în mare. Dar nu le mai dau în altă sală. După ce stăm în altă sală. Să știi, performanța asta pot să o ating și eu. Să iau 10 kg în 2 zile, da? Ce fac după aia? La performanțele astea ajung și eu. Nu-i problemă. Da, nu.
Da. Mulțumim tare mult. Mulțumim de vizită. Mult. Vara asta aveți planuri ceva de vacanță? Mergeți, vă mai apucați până în naștere? Da, vrem să mai plecăm pe la mare, dar pe aici, pe la noi, pe la mare, pe la ai mei. Mm-hmm. Milan se simte foarte bine acasă la ai mei. E da? Zonă de munte și nu e atât de cald și atunci e în lumea lui. Iese afară dimineața la ora 7 și mai intră fix seara la 9. Da. Și atunci vrem să-l mai ducem vreo 2 săptămâni pe acolo. Vrem să mai mergem și la mare. Da. Nume pentru bebe aveți? Milan a spus să-i spunem Aiana. Acum să vedem dacă rămânem acolo sau ne mai gândim. Da. Deci el a ales și numele și sexul. El a ales tot, și nume și sex și tot. De cred că asta o să rămână. Că... Și vă gândiți să mai puneți încă un prenume? Sau nu? Probabil, nu știu ce să zic, dar oricum, indiferent de nume ce nume am alege, el tot Aiana o să strige. Ah, ok. Da. Deci el e așa, am înțeles. Da, mulțumim tare mult că ați trecut astăzi pe la noi. Să aveți o vară așa cum vă doriți. Roxana, Milan, Dragoș, mulțumim mult de tot. Mulțumim și noi. Mulțumim și noi. Oh.